și Centrul European pentru Diversitate, filiala Turcia. Suntem Marco Cristian, Nicoleta Dumitru și Marea Floare, partea dumneavoastră în această seară. Festivalul este cofinanțat de Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului României. De asemenea, anul acesta ne-a sprijinit financiar persoane fizice și juridice din municipiul și județul Tulcea. Pantrier, Ramona, Smigeria Petru, FGM Security, Fraher, Angel Dent, Secea Heu Serele, Restaurant Mojito, Hotel Delta, Trandafir Dascălu, Dumitru Dascălu, Petre Marinescu, Ionel Parmar, Tașu Caraman și Nicolae Caraman. Ne sunt alături în calitate de parteneri locale ai proiectului, Primăria Municipiului Tulcea, Comunitatea Rușilor Lipoveni din România, filiala Tulcea, Uniunea Ucrainilor din România, filiala Tulcea, Comunitatea Italiană din Tulcea, Comunitatea Elenă din Tulcea, Uniunea Democrată Turcă, filiala Tulcea, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, filiala Tulcea, Polumul Democrat al Germanilor din Tulcea, Comunitatea Armână Tulcea, Partida Românilor Pro-Europa, filiala Tulcea, Uniunea Armenilor din România, filiala Tulcea, Comunitatea Mehileno Română din Cernă, Comunitatea Bulgară din satul Lunca, Institutul German Goethe din București, Institutul Cultural Italian Vito Grasso din București, Centrul Cultural Turc Yunus Emre din Constanța, Consulatul General al Federației Ruse la Constanța, Centrul Cultural Multietnic din Tulcea și Școala Populară de Arte și Meserii din Tulcea. Dar, înainte să îi dăm startul spectacolului, îl invităm pe domnul primar Constantin Hogea și Adrian Amples, președintele Comunității Rușilor Lipoveni, filiala Tulcea. Și Adrian Amples, președintele Comunității Rușilor Lipoveni, filiala Tulcea. Bine ați venit la Seara Rușilor Lipoveni. Așa cum preconizam de la deschidere, spuneam că Festivalul Filmului Interetnic din această vară va fi o manifestare specială. Cred că am dovedit-o până acum, sau practic au dovedit-o fiecare dintre minorități. Seara germană și seara română, deci prima seară a fost de succes. Comunitatea elenă a văzut ce spectacol a fost în stare să facă aseară, iar și înțeleg că a fost un spectacol pe măsura pretenților de care de altfel beneficiază cumva aceasta noua ediție a filmului interetnic. Și evident, iată, vine și rândul seriei Rușilor Lipoveni, care de fiecare dată au reușit să producă un spectacol extraordinar. Vă spuneam, în prima seară a fost un festival al minorităților în București, la Cismigiu. Acolo a apărut sau a fost nominalizată Tulcea de două ori, putea să fie și de 3-4 ori, dacă vă aduceți aminte că vă spuneam în prima seară. A fost comunitatea italiană, reprezentată de un grup de copii superbi din greci, după care comunitatea rușilor lipoveni, care a reușit să încânte audiența, tocmai l-a sunat pe domnul președinte și i-a spus, iată că copiii noștri sunt la televizor. Nu rămâne decât ca în această seară comunitatea rușilor lipoveni să confirme încă o dată, ca fiind de altfel și comunitatea cea mai bine reprezentată numeric, că este și pe măsura eforturilor și a ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă în comunitate și evident sunt convins că și pe măsura apreciere pe care cuprinsă simță o veți acorda acestor copii. Să nu uităm că activitatea lor, practic de 90 ani, încoace extrem de consistentă, au schimbat foarte mulți copii, pentru că așa cum firesc, unii dintre ei au crescut, sunt studenți, poate unii și terminat, dar iată că comunitatea a găsit suficiente resurse umane, resurse de determinare și voință, ca de fiecare dată să vină și să ne încânte cu acești tineri, așa cum îndrum eu toate comunitățile de altfel, să facă tot ceea ce este cu putință, ca nimic să nu se piardă din zestra culturală și spirituală fiecare dintre comunitățile cu care noi, iată, trăim atât de frumos, într-o înțelegere deplină pe aceste plaiuri. Așadar, bine ați venit la Seara Rusească și vă rog să-mi permite să-l rog și pe domnul președinte Adrian Amplev să spună cu această ocazie câte cuvinte. Domnul președinte. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, дорогие соотечественники. Bună seara, dragi prieteni. Bună seara, compatrioți. От имени общины русских липовани я от себя лично сердечно поздравляю организаторов фестиваля 9
пятой эдиции. И надеюсь, что этот долгожданный вечер понравится всем вам. În numele comunităților lipoveni din România și al meu personal, salut cu mulțumirile corespunzătoare pe organizatorii acestui festival, Centrul Eu Divers, partener Primăria Municipiului Tulcea și, fără doar și poate, sponsorii acestei a noua ediție a festivalului și ne exprim convingerea că această seară va fi pentru dumneavoastră o încântare pe care o veți aprecia. Comunitatea Ușilor Lipoveni, prin centrul cultural al acesteia, vine în fața dumneavoastră în această seară cu trei generații de artiști care sunt convins că îi veți aprecia. Vreau în încheiere să aduc mulțumiri voluntarilor Centrului Eu Divers, fără de care acest festival nu ar fi putut fi atât de bine organizat și nădăjduiesc că vom avea bucuria și la anul și la mulți ani de acum încolo în acest frumos loc numit Piața Civică a orașului să organizăm Festivalul Filmului Interetnic. Vă mulțumesc și vă urez vizionare plăcută! Dobro, pozdravljam vas praznikom! Dragi oaspeți, aflați că noi, rușii lipoveni din România, suntem credincioși de rit vechi, cunoscuți sub numele de staroveri sau starovreazii. Totuși, cum am ajuns noi și pe meleagurile românești? După sinodul din anul 1654, rușii lipoveni au fost supuși la taxe insuportabile și forțați să poartă o vestimentație specifică. Credincioșii au refuzat acceptarea acestor restricții și s-au răspândit în întreaga lume. Fiind pescari la origine, s-au adăpostit și și-au început o viață nouă, inclusiv la Gulile Dunării, în Dobrogea, fericiți că își pot relua practicarea acestei meserii. Și bineînțeles, și ajunge aici, ei și-au păstrat limba, obiceiurile și credința. Pentru că suntem mândri de muzica rusească, îi invităm în scenă pe membrii ansamblului Solovei, al Comunității Rușilor Lipoveni din România, filiala Tulcea. Să-i întâmpinăm cu aplauze!